La sediul instituției prefectului a avut loc în sistem de videoconferință ceremonia de învestire în funcție de subprefect al județului Mehedinți. Este vorba despre Cosmin Astanomir, care astăzi a depus jurământul de credință. Hotărâre privind numirea doamnei Stanomir Cosmina Georgiana în funcția de subprefect al județului Mehedinți. Având în vedere prevederile articolului 250 aliniatul 1 și ale articolului 251 aliniatul 2, 2 indice 1 și 2 indice 3, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul articolului 108 din Constituția României Republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Doamna Stanomir Cosmina Georgiana se numește în funcția de subprefect al județului Mehedinți. Semnează prim-ministru Nicolae Nelciucă, contrasemnează ministrul afacerilor interne Lucian Nicolae Bode. Hotărârea numărul 246 din 23 februarie 2022. Eu, Stanomir Cosmina Georgiana, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Mehedinți. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Începând de astăzi, județul Mehedinți are un nou subprefect, în persoana Cosminei Stanomir. După ce prim-ministrul Nicolae Ciucă a semnat decizia de numire a liberalei pe această funcție, tânăra o va înlocui pe post pe Doina Dobre, cea care a ieșit la pensie. Aș dori să mulțumesc doamnei subprefect Doina Dobre pentru activitatea care a derulat-o în cadrul instituției prefectului. În scurta perioadă în care am cunoscut-o, a dat dovadă de multă demnitate, a fost un om echilibrat, un profesionist și cu o ținută morală deosebită. Și încă o dată, în numele meu și al angajaților din instituția prefectului, dorim să-i aducem mulțumiri și succes în continuare, pentru că consider că dânsa mai are multe lucruri de spus. Acum, urăm bun venit doamnei subprefect în cadrul instituției prefectului. Felicitări pentru această numire. Este o persoană tânără, o persoană energică. O cunosc ca având un potențial bun. Deci cred că va face față cu brio provocărilor pe care le presupune funcția de subprefect. Aceasta a transmis faptul că obiectul său principal constă în rezolvarea problemelor cetățenilor prin asumarea deplină a rolului constituțional pe care îl are. Sunt conștientă că de astăzi am o datorie foarte mare ca împreună cu colegii mei să veghem pe de-o parte la respectarea legii și să fim liantul între guvern și comunitatea locală și aș vrea să promit două obiective pe care mi le-am propus și anume să răspund cu celeritate la orice solicitare a executivului și să întreprind toate eforturile spre a rezolva problemele locuitorilor județului Mehedinți. La final, aș vrea să spun că apreciez foarte mult activitatea doamnei Doina Dobre, aș vrea și eu să o felicit pentru toată activitatea depusă și vreau să vă spun că îmi doresc să pot să fac o treabă la fel de bună cum am făcut-o și domnia asta. Cosmina Stanomir a ocupat în trecut postul de director al Apelor Române Mehedinți.